Am mai rămas foarte puțin timp, așa că am să spun doar câteva lucruri despre Sfântul Iov. Cred că e cazul să facem până la urmă o lansare de carte cu viața Sfântului Iov și pentru Ciprian vă cer o lansare cu Sfinții de lângă noi în jurul țară, aceasta n-am apucat să vă spunem prea multe lucruri. Sfântul Iov, codre, așa cum îl vedeți în icoană, aceasta este o fotografie a lui. Sfântul Iov a trăit aproape tot secolul 20. S-a născut în anul 1902 și a trecut la Domnul în anul 1985. Adică în vremuri foarte apropiate de ale noastre. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă a Ucrainei în anul 2008. Adică la 23 de ani de la trecerea la Domnul. În România există o idee că trebuie să treacă sute de ani până la canonizare. Și că cei care militează, să zic așa, pentru grăbirea canonizării Sfinților Închisorilor, nu cunosc predania Bisericii. Ei bine, aș vrea să știu câte persoane nu au mai fost la nicio conferință legată de Sfinții Închisorilor, ca să nu spun lucruri care sunt deja cunoscute. Cine e pentru prima oară la o conferință pe această temă? Bun. Atunci merită, are rost să precizez faptul că în tradiția Bisericii Ortodoxe, mucenicii sunt cinstiți ca sfinți din clipa morții lor. Deci nu trebuie să treacă nici măcar 3 minute. Când cineva a murit pentru Hristos, mărturisind credința Bisericii, este sfânt din clipa morții și astfel în Grecia, stăpânită de turci, în clipa în care murea un mucenic, imediat poporul începea să îi se roage. Patriarhia nu canoniza, patriarhia era sub turci. Și atunci, poporul era cel care cinstea noi mucenici și mărturisitori. E nevoie de cercetare doar în cazul cuvioșilor, acelor care au dus viață de rugăciune, de nevoință, ca să se vadă dacă minunile pe care le-au făcut au fost de la Dumnezeu, dacă au avut, dacă ceea ce au făcut a fost după răbdare dumnezeiască. Dar pe toți mucenicii care au murit în închisorile comuniste, îi putem cinsti ca sfinți. Pot fi cinstiți ca sfinți și mărturisitorii. Sfântul Iov din Uglea a fost mărturisitor. El a trecut prin închisorile și lagările din Rusia, dar a supraviețuit în chip minunat. Dumnezeu l-a păzit chiar și într-un lagăr, unul din tâlhari, un deținut a vrut să-l omoare cu cuțitul. Și pe minunea dumnezeiască a simțit că l-ar de ceva și n-a putut să-l omoare pe să. Dumnezeu l-a păzit și până în anul 1985, după ieșirea de închisoare, primea la el oameni din toată Rusia, venea până și de la Moscova, pentru cuvânt duhovnicesc. Ei bine, el a fost mărturisitor și după ieșirea din închisoare a fost prigonit la un moment dat chiar de către episcopul locului. Episcop care a vrut să închide bisericile și mănăstirile. În viața Sfântului se face referire la astfel de situații. În multe vieți de mărturisitori care au apărut în România, părinți, diaconi, călugări, se cam cenzurează așa pasajele mai delicate, ca și cum prigoana a fost puternică, dar toată ierarhia a dat mărturia cea bună. Ori dacă veți citi mai multe materiale și veți cerceta mai cu atenție problema, o să vedeți că așa cum Sfântul Iov a fost prigonit de ieracul său, care a și închis mănăstirea, așa și în România s-au întâmplat lucruri similare. Este o mare bucurie pentru români că Sfântul Iov este român, după tată. Datorită filetismului, datorită iubirii de neam exagerate, manifestată în lumea slavă și în Ucraina, la canonizare, în anul 2008, deși a fost invitat arhiepiscopul Iustinian Chiral Maramureșului, și până la urmă s-a dus din partea bisericii noastre acolo preasfințitul Iustin Sighetanul, nu s-a spus un cuvânt la canonizare despre faptul că Sfântul Iov era român, după tată. I s-a dat preasfințitului Iustin o icoană cu părticică din moaștele Sfântului, ne bucurăm că ați venit la canonizarea acestui Sfânt din Maramureș, dar nu s-a făcut referire la faptul că Sfântul s-a născut în Iza, în Maramureșul istoric din dreapta Fisei, și că era dintr-o veche familie românească după tată. Abia când a apărut la Moscova cartea lui Igore Raciuc cu viața Sfântului Iov, am putut să ne bucurăm de faptul că Sfântul Iov este român.
Domnul Nuțu Roșca, care și-a făcut lucrarea de doctorat legată de toponimia de numele din zona Marea Mureșului, când a auzit numele Sfântului, a zis, Codrea, sigur e român, sigur este de-al nostru. Preasfințitul Stian Chira, care a pus să se facă o cercetare și s-a observat că foarte mulți români aveau numele de Iov în zona respectivă. Numele Iov este un nume rar între călugări, dar între mirenii din Marea Mureșului istoric și din zona, era des întâlnit. Pentru mine a fost o mare bucurie aseară, la sfârșitul rugăciunii pomenind Sfinții de a doua zi. Și atunci când am văzut că astăzi este chiar ziua Sfântului Iov, m-am bucurat foarte mult că m-am gândit de când voiam împreună cu Ciprian Văcilă, soția lui Ciprian a tradus cartea, Angela Văcilă, și de când voiam noi să lansăm cartea și în București, în Baia Mare, Satul Mare, am lansat-o din decembrie anul trecut. Și am tot amânat, ceva ne țineam. Și fără să știm, când am văzut că exact astăzi este Sfântul Iov, m-am gândit cât de frumos ar fi Dumnezeu ca Sfântul Iov Codrea să fie cunoscut, făcut cunoscut chiar de ziua Sfântului care i-a purtat numele. Sper să fac împreună cu Ciprian, așa cum am zis, o lansare de carte și cu Sfinții de lângă noi și cu viața Sfântului Iov. Vă recomand celor care aveți timp să căutați pe site-ul sfântuliovdinuglea.ro mai multe date, atât biografice, dar și despre minunile pe care le-a făcut Sfântul. Sfântul este întreg, neputrezit, mare făcător de minuni. Mulți din grupul cu care am fost în pelerinaj prima oară acum câțiva ani, fusese la rândul lor în pelerinaje, prin Rusia, Serbia, Grecia, peste tot. Mare parte dintre noi, majoritatea. Dar mireasmă, cum s-a simțit la Sfântul Iov, nici eu și nici alții nu n-am simțit. A fost o mireasmă care m-a convins, am zis, dacă atât de așa mireasmă a răsătul ăsta, eu o să-l fac cunoscut în România. Zic, și vreau să-i tipăresc orice ar fi. Am promis Sfântului, zic, eu o să-l tipăresc o carte cu viața ta și acatistul tău. Și nu știam că e român, dar se simțea o putere deosebită acolo. Putere care s-a văzut și acum un an și ceva nu mai aduc aminte exact când, la Satul Mare, a fost o conferință despre Sfinții Închisorilor și la sfârșit era demonizată. Unii poate ați văzut-o, a fost filmată la mormântarea Părintele Iustin când striga că Părintele Iustin e Sfânt. E bine, aceeași demonizată, care a făcut urât în fața unor sfinte moaște, la mai multe, ea pe unde se duce, rămâne la sfârșitul conferințelor la urmă, când pleacă toată lumea din sală ca să nu vadă, pentru că este dintre demonizații care se luptă cu diavolul din ea și nu vrea să facă spectacol, dar când rămâne la sfârșit, atunci se închină și soțul Iov ajută să râde Sfintele Moaște. E bine, când a ajuns în fața moaștelor Sfântului Iov, cei puțini care erau în sală ne-am putut convinge de darul pe care l-avea Sfântul Iov, pentru că erau moaște de la mai mulți sfinți, și ai închisorilor, dar și sfinți canonizați de biserică. Au văzut mai mulți părinți, mai multe rapele acolo la conferință. E, dar cel mai clar s-a văzut puterea care a apăsat lucrarea răului din ea în fața moaștelor Sfântului Iov. Eu mă bucur că într-o vreme în care oamenii sunt obsedați de patim, de desfrău și de alte rele, mai sunt oameni care evlavie față de sfinți. Fac o paranteză, melodia aceea pe care au cântat-o cei de la Arhai cu sărutul acela, au cântat-o și pentru că Nicolae Doboș a fost apropiat de, legat sufletește de autorul poeziei, care a făcut 12 ani de închisoare. Gheorghe Chivu se numește poetul. Și mi-a zis că după ce a anunțat-o și a dat seama că stai că nu se potrivește textul melodiei cu tema conferinței, dar era prea târziu ca să nu tău. I-a fost greu să nu mai cânte. E bine, poți să ajungi în închisoare, poți să potimești nu 12 ani, și mai mult, și totuși să nu te lași modelat de Hristos. Noi nu suntem în închisoare, acum suntem într-o închisoare națională sau universală, să zicem așa. Dictatura răului ne apasă în fel și chip și foarte puțin știm să purtăm crucea așa cum trebuie. Adică unii suntem plinși de frici, de deznădejde, de depresii, unii ajung la psihiatru, chiar mulți ajung la psihiatru. Îmi scriu, eu mă duc și la duhovnic, dar și la psihiatru, că duhovnicul n-a putut să mă ajute. Și astfel de situații arată că oamenii nu știu să-și pună toată nădejdea în Dumnezeu atunci când ajung la duhovnic. Tocmai de aceea e un mare dar că-i avem pe Sfinți lângă noi,
că Sfântul Iov, deși a fost canonizat doar în Ucraina, poate fi cinstit ca sfânt și în România. De altfel, un alt sfânt care a fost canonizat mai întâi în Ucraina a fost Petru Movilă. Biserica din Ucraina l-a canonizat în 1996 și Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în anul 2002, a recunoscut canonizarea din 1996 și mai târziu l-au canonizat oficial. Deci, în 96 l-a canonizat Ucraina, în 97 Sinodul Bisericii Române a recunoscut canonizarea și în anul 2002 l-a canonizat și biserica noastră. Oricum, de mers similar, ar fi de dorit să aibă loc și cu Sfântul Iov, pentru că dacă e Sfânt în Ucraina, e Sfânt în toată lumea. Iar cât privește Sfinții Închisorilor, Dumnezeu poate să facă o minune, cum zicea Octavian Anastasescu după ce a ridicat cetățenia de onoare lui Valeriu Gafencu la Târgu Ocna. Zice, eu l-am canonizat în inima mea și canonizarea asta nu poate să o ridice nimeni, nu poate să o anuleze nimeni. Dacă Sfinții Închisorilor va fi canonizați vreodată, sau peste 50 sau 100 de ani, Dumnezeu știe. Important este ca noi să le cercetăm viețile, să ne ostenim, să le cunoaștem pătimirile și să mergem pe urmele lor. Și de aceea că am canonizat în inima noastră, atunci lucrul acesta trebuie să se vadă și în viața noastră. Pentru că dacă noi îi iubim pe Sfinții Închisorilor, dar trăim câși, trăim strâmb și lumina noastră nu luminează în fața celorlalți, nici în fața copiilor, a prietenilor și a cunoscuților, atunci înseamnă că mărturia noastră pe undeva suferă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile lor să punem cu adevărat început bun mântuirea asta. Să începem cu o rugăciune. Să cădăm Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, să cumpărăm masă și